Bună ziua, eu mă numesc Marcel, am 23 de ani, sunt de la casă internat pentru copii cu deficiență mentală din orașul Orhei. Deci eu vreau acum să mă adresez către dumneavoastră, dacă mă auziți tot, domnul Cantor, dacă mă auziți. Noi, după ce ne-am întâlnit cu dumneavoastră, noi am fost ocărâți. De ce ne-am întâlnit cu dumneavoastră oficial? Și de ce ne-am plâns la dumneavoastră cu toate întrebările noastre care vi le-am spus vouă? Cu acoperișul ăsta să nu vă plouă și cărucioarele, da? Da, cu acoperișul am spus, cu internet vreți? Cu internetul am zis. Drumul nu-i dezăpezit, iarna. Da, și drumurile nu erau dezăpezite, dar acum le-au dezăpezit. După ce am făcut scandal. Da, după ce am făcut. Dar și voi, de fapt, de câte interviuri ați dat, apoi tare greu s-o hotărât. Da, tare greu s-o hotărât, în primul rând. Dar noi am zis să nu ne oprim aici, mergem mai departe și ar trebui de rezolvat subiectele acestea. Sunt... Da, administrația ce o zis? Adresați-vă la noi și noi o să rezolvăm. Da, și așa... de câte ori v-ați adresat? Și cu internetul, și cu acoperișul aici? De foarte multe ori și nu s-a rezolvat nicio problemă. Deci, apelați la politicieni. Și noi... Dar Candu v-a promis măcar că da, el a spus că după alegeri, colegii lui o să dacă se rămâne la putere, dacă nu ar intra opoziție. Dacă nu ar rămâne la putere, nu, n-ar face, dar așa, cred că dacă ar rămâne la putere, ar face. Deci o sugerați să-i votați, să-l votați, nu? Cred voi aveți că drept de vot, da, nu? Da, cred că da, avem drept de vot. Asta, nu, în primul rând, nici nu se discută. Noi avem dreptul la vot. Și o să mergeți la secție sau o schemați urmă unde la casă? O să mergem la, la casa internat, acolo noi suntem înregistrați. A, acolo pe strada noastră. Mai scurt, pe strada noastră a casa internat, adică din Orhei să votăm. Fain. Ați decis pe cine alegeți? Știți deja candidații? Știm deja candidații, dar încă n-ați decis. Încă n-am decis pe cine. Puteți decide și... în ultima clip și acolo în cabina de vot, secret, nimeni nu știe, da, să aveți grijă să fie secret, nu se baje nimeni să vă spună pentru cine votați. Da, asta e în primul rând. Dar încă o dată mă adresez către dumneavoastră, Partidul Democrat. Vă rugăm foarte mult acolo să vă țineți de cuvânt. Să vă țineți de cuvânt. Dar și să nu mai certați, băieți, că de ce vorbesc la presă și cu politicieni. Asta e, asta. Și gata, și suntem bruiați. Da. Și că există așa ceva, registri ca să scriem cine ne-am întâlnit, de exemplu, sau ne-am întâlnit cu dumneavoastră, sau ne-am întâlnit cu presa din afară. Este așa registrul la internat, da, sau aici în casa voastră protejat? Și aici. Este registrul care aregistrează tot cine a fost și cum a fost. Dar cum? Pe cameră video sau trebuie scris cu mâna în caiet? Pe în caiet scrie tot cine și cum a fost. Dar oare de ce? Nu știu, asta nu... Poate să gândesc la securitatea voastră, dar voi vreți și intimitate, vă întâlniți, da, cu cine vreți. Da, și una. Noi am vorbit cu linia ferbinte și nu mi-au spus. La care minister? La Chișinău, la Asociația Keystone pentru persoane cu dizabilități. Am înțeles. Am vorbit și am discutat. Spuneți-mi, vă rog, dacă în regulamentul casei voastre există așa ceva registre ca să scrie cine a fost și cum a fost, ei au zis categoric. Nu există așa ceva. Și eu am zis, înseamnă că aici e inventat de la noștri toată povestea. Dar voi n-aveți legătură cu Keystone, doar v-ați comparat cu ei, că v-ați întâlnit cu alte ocazii. Da, ne-am comparat cu alte ocazii. Locuința asta e construită numai de internatul de la Orhei, nu, probabil împreună este, cu primărie. Ea sau? Este procurată de casa internat și ei au reparat-o, ei au amenajat-o tot. Am înțeles. Dar nu este amenajată la toate condițiile care trebuie. Da, deci vreți să acoperiți aici ca să nu vă plouă cărucioarele. Asta e electric și chiar poate să deterioreze din cauza asta. Da.